Iarna a venit mai târziu anul acesta și odată cu temperaturile scăzute au apărut și ninsorile în ultimele zile destul de abundente. În acest timp, utilajele de dezăpezire abia au făcut față pe străzi, iar trotuarele acoperite cu zăpadă au rămas la mila oamenilor. Spiritul civic mai există însă, iar unii oameni au ieșit încă de dimineață îmbrăcați bine și pregătiți cu lopeți pentru a curăța trotuarele din fața blocurilor sau firmelor unde își desfășoară activitatea. Încerc să-mi fac aici în fața blocului. La voastră ați făcut aici? Vecinii și-au făcut un rest și încerc și eu să fac în fața blocului. Că ies cu băiatul și se pot să merg la grădiniță. Au trecut utilajele pe aici? Da, au trecut. Doar pe stradă. Doar pe stradă, pe trotuare nu? Pe trotuare fiecare să-și facă în fața blocului. Că așa e iarna. A venit zăpada și trebuie să ne facem, să ne gospodărim. Că altfel nu avem cum să ne... să ieșim cu copiii mici. Se circulă bine? Pe trotuare, pe străzi? Nu. Nu, noi Bacov, am venit, nu-i curățat aproape deloc pe aici pe acolo. Aici în rondul ăsta, aseară au trecut un de asta, au făcut numai pentru o bandă atât, ca să facă o mașină, nu două. Și pe aici la fel, până aseară, până la 7, nu a trecut nimic. Ar trebui să mai iasă și oamenii, să mai... Păi oamenii iasă, dar nu poate să dea pe stradă. Da. Doi la bloc acolo am dat ieri și la alte, dar o viscolit, o căzut. O... Da. Și ziceți că utilajele n-au făcut și trotuarele. Dar nu trotuarii, dar acolo e vreo două, trei benzi în intersecția aia. O trecut, o făcut numai de o bandă. Sunt ca pe o mașină. Și dacă vin două mașini, ce fac? Circulă greu în zona da. Asta, am văzut. Da, așa e la periferie. La impozit e aceeași clasă, 1, nu? Da. Dar la alții, când e de împodobit, când e de curățat, când e de cutarii, la periferie. Mă, pe unele locuri se circulă bine, pe unele nu prea. Cum e de obicei, iarna nu-i ca vara, știți? Da, și na, e, dar face bine la mișcare, știi? La jocul de glezna. Unele trotuare zac în continuare acoperite de nămeți, iar oamenii, neavând alternativă, sunt forțați să circule pe mijlocul drumului, prin locurile în care zăpada a fost bătătorită de roțile mașinilor. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți noi avertizări meteo cod galben și cod portocaliu de ninsori și viscol, începând din această seară până miercuri seară.